Salutare! Bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului 2. De data asta suntem în altă parte. De ce? Ne-am dus la școala de toamnă de la BREB, organizat de Institutul Mises. Bine ați venit la BREB!
uitați să dați un like la video ca să se ducă în algoritmul lui YouTube, un share, un subscribe dacă mai vreți să mai auziți de noi și and all that good shit. Și în descriere găsiți și niște link-uri de Crypto și Patreon, precum și alte locuri unde ne mai găsiți pe net. Vreau să vin din nou la școală? Da. Cum, hai să încep eu, nu? Da. Cum vi s-a părut evenimentul? Acum că avem și experiență cu cel compara. Da. Noi am fost și anul trecut, nu v-am spus, dar am fost și anul trecut. Deci avem? Avem un eveniment în inima Maramureșului, unde se adună oamenii care vor să audă din nou sau să învețe despre idei despre libertate și economice în cazul ăsta, pentru că a fost aniversarea lansării cărții lui Mises, Acțiunea Umană, și locurile în primul rând sunt, mă rog, de vis, ca să nu exagerăm. Cazarea, aranjamentul acolo, tocmai vorbeam cu Stan mai devreme, poți foarte bine să te ocupi de idei când n-ai alte probleme. Și acolo n-ai probleme. Ai cazare, mâncare, partea logistică. Toată logistica e... Bine, trebuie să ajungi cu catapulta în miezul Maramureșului, dar mă rog, tot e frumos și drumul. Și după aia... Se învață zi tot. Bine, și logistica intelectuală, normal, astea trebuie bifate, nu poți să-l auzi un eveniment că, nu știu, cu geaba caldă, știi, nu? Nu e chiar punctul foarte al unei întâlniri, dar aici, na, au fost oamenii tari, nu știu, Vlad Topan, Matei, Apăgolae, Tudor Dina, deci oameni foarte tari pe școala austriacă, care tot așa trăiesc școala asta de economie, o simt. Au internalizat-o și, na, foarte, foarte buni. O surpriză plăcută a ținut și de cursanți. Adică se vede din întrebări, din se vede că au mai căutat pe net, că au mai citit, că sunt familiarizați, nu știu, cu termeni mai de adâncime, cum ar fi, nu știu, agorism. Ce agorism? Un libertarianism, dar în care o strategie de sabotare a statului prin, eu știu... Relații directe. Da, da, alternative. Cumperi, nu știu ce, mărar de la țărani. Adică e o altă nișă de... Usturoi, că ăla a fost da. Tradițional na, problemă. Na. Deci ideea că au fost na, și dascălii care au prezentat aceste lucruri și sunt chestii na, care par salariu minim, ne lovim de ele. Deci citești știrile, ce cu salariul la minim, e bun, e rău. Acolo te explică. Andreas, de ce e rău sau de ce... E bun, mă rog. De ce era un principal? Și na, impresionant și studenții. Adică, na, e o surpriză plăcută, știi, să vezi. Libertarianismul și școala austriacă, fiind chestii, na, marginale, fenomenul fiind la început, ai tendința asta pesimistă, dar acolo, na, parcă îți mai revii. O să vă rog să vă prezentați prenumele de jos. Alexandru. Iuliana. Și am interpretat care sunt de soți și soție. Da. Cum ați aflat de PREP? Cred că eu mă uitam pe pagina Institutului de ceva timp și am văzut că urma ediția de anul ăsta. Anii trecut n-am putut să ajung, n-a fost timingul perfect și cumva pot să zic că o vânam așa cu ghilimele de rigoare, fiind și doctorand în științele comunicării cumva și plăcându-mi interdisciplinaritatea, m-am gândit că ar fi foarte interesant și antreprenor, m-am gândit să completez cunoștințele din zona asta, așa că am aplicat pentru bursă și iată-mă aici, am așa am ajuns. Da. Și cum ți-ai convins your significant other? Cum te-a convins? Hai că o să fie fain, o să vezi ce să fie. Și uite ce spicoșesc, și uite ce spicoșesc. Bine, și eu sunt interesată de domeniul ăsta, eu lucrez în finanțe, deci ar trebui să fiu și mai interesată de domeniul ăsta. Însă eu sunt, în general, mai interesată de partea practică, rapoarte, cifre și așa, decât de partea teoretică. Și a fost super fain pentru mine să iau așa, un step back și să văd the bigger picture în filmul ăsta. Cum, de unde ați venit? Cum a fost să ajungeți?
din București suntem noi, dar am venit de la Craiova, de unde stăm și a fost ok, a fost super frumos, mai ales pe ce-am trecut de Cluj în pace, super frumos, chiar frumos. Foarte tare. Bunicul meu zice că mănânci un sac de pâine până ajunge aici, cumva asta ar fi expresia lui. Cumva a fost un fel, dacă vrei, de work and travel. Îmi doream să ajung în Maramureș și nu știam când o să-mi fac timp propriu-zis pentru chestiunea asta și în același timp și să ai beneficiul învățării unor lucruri super prețioase cum s-au întâmplat aici, așa că au fost cumva doi iepuri împușcați dintr-o dată și cumva componenta asta de timp n-a mai contat, pentru că plus valoarea pe care ai primit-o e cu siguranță semnificativ. Mai rămâneți să mai faceți ceva prin zonă? Mâine încercăm să facem tot drumul înapoi în București dintr-o singură bucată. Am făcut cumva în ziua liberă, dar nu ne-am dus pe munte. Da. Și am fost la Muzeul Maramureșan, am fost la Mănăstirea Bârsana, la Săpânța, da, adică am făcut lucruri cumva am bifat. Nice. Cum vi s-au părut amenities, cazarea, mâncarea, restul? Puteți să fiți 100% trans. Ok. Din punctul meu de vedere, pentru că în general sunt un gurmand și mănânc o grămadă de lucruri, pentru mine a fost ca peștare în apă. Deci, extraordinar, iar faptul că am avut ocazia să stăm, din punct de vedere al accommodation-ului, în niște case tradiționale, mie la fel mi s-a părut fantastic. Și cumva cred că toată atmosfera asta m-a transpus în copilărie, în relația cu bunicii mei, cumva, adică am simțit a lot of care din partea oamenilor, din partea gazdelor și asta a fost un lucru extraordinar. Dacă ar fi să sugerați ceva, vreo schimbare pentru atât sau organizatorică sau de cazare, mâncare? Zic eu și apoi te las rapid, Juliana, cred că un lucru care ar putea să fie îmbunătățit ar fi scaunele, din punctul meu de vedere, care devin destul de obositoare după 2-3 ore, cumva, de asta și astăzi am încercat să ne mai punem niște perne, să ajustăm cumva lucrurile. E destul de provocator pentru niște oameni care lucrează în corporații și stau destul de mult la birou să stea pe niște scaune care poate n-au fost cele mai confortabile. Dar mă rog, sunt sigur că asta se poate rezolva. În rest, lucruri de îmbunătățire, din punctul meu de vedere, nu de fapt. Da, adică cu patru de cazare am fost super încântată. Da, pot să zic absolut așa. Super frumoasă, camera tradițional, decorată, am dormit super bine, ce s-a întâmplat, este aerul ăsta. E ceva în aer, da. Deci, efectiv, eu am vorbit cu somnul și am zis, nu știu, nu mai vreau să plec. Adică, aici am avut. Tot așa, nu știu, poate la cursuri să ne mai explicăm chiar și... Toate că nu pare mult, 2 ore sau cât... dar trebuie să ținem un curs. Însă ne-am mai lungit cu discuții după Q&A și așa și da, poate să mai zic, ne facem un biorat. Niște energizere, poate ar merge cumva, deși poate pentru niște persoane care sunt obișnuite cu cadrul academic formal, nu abordarea asta e tip trainer, poate nu e cea mai convincing, dar mă rog, cred că poate să fie specific. Poate studenții încă sunt încă obișnuiți așa, noi nu mai zic. Și am uitat cum e să stai 2 ore. Da, da, e adevărat. Cu minte în bancă acolo și să stai. Nu mai exerciți. Da. Noi nu suntem, deci pe ceilalți pe care i-au avut și întrebări, voi n-ați avut absolut nicio întrebare la final. Dacă aveți vreuna, vreo nelămurire sau ceva ce a rămas... ceva ce ai fi vrut să întreb, dar nu știu, n-am mai fost timp sau n-am mai fost la pești pentru timp. Nu, cred că erau cumva niște pop-up-uri punctuale, poate pe măsură ce se discutau lucruri, dar nu cred că erau neapărat întrebări, poate maxim niște comentarii pe care mi le-am clarificat cumva, făcând un dialog eu cu mine și văzând cum avansează prezentarea speakerului cumva. Cred că asta a fost, pentru că dacă era stringentă, cu siguranță aș fi așteptat să pun întrebarea respectivă. Deci nu, lucrurile s-au legat foarte frumos și logistica prezentărilor a fost exemplară din punctul meu de vedere. Tot dacă la început mă descurajasem, pentru că primii speaker, dacă mi-amintești, prezentau, am nu știu câte slide-uri de acoperit și din câte mi-amintesc că expirase timpul, dar nu se terminase numărul de slide-uri. Și asta te lasă cumva un gol, dar faptul că ceilalți au venit în complementaritate, s-a dat ideea asta de ecosistem de integralitate care s-a creat, care pentru mine a fost foarte liniștitoare, cel puțin. Din ce știu, o să primiți toate prezentările. Aha. O să vezi și slide-urile. O să vezi slide-urile. Da,
și eu, adică aveam întrebări și gânduri și așa, numai că s-au cam planificat în timpul cursurilor. Eu nu sunt nici genul de persoană care să vorbesc așa într-o sală mai mare, îmi plac mai mult discuția unul la unul. Și noi sala oricum am mai rămas în grupulețe, vă mai uitați. Și am mai avut așa discuții, ați cunoscut pe cineva interesant aici, afară, la Ola, v-ați schimbat numere, da, prieteni? Da, da. Ola, ne-am făcut grupuri de WhatsApp, am stat la discuții foarte interesante. Tot cei din Foarte. Cred că cumva asta a fost și scopul, faptul că s-au creat niște microgrupuri de dialog în afara agorei de aici, în care am stat și am discutat subiecte poate un pic mai grele, mai virtuoase. Da. Ok. Lan? Mai vreți să mai veniți și la anul? Da. Sincer. Da. Foarte bine. Mai mare drag. Și dacă țin bine minte din ce mi-am propus să editez, ați văzut deja un mini testimonial cu doi dintre studenții respectivi. Eu aș spune că da, nu ajunge să lauzi apa caldă, dar ținând cont că te duci la cucamăcăii, e foarte bine să lauzi și apa caldă, pentru că era. Și și din internet, punctul ăsta de vedere, da, nu, i-ați auzit și pe studenți că și nu i-a plătit nimeni, ba chiar ei au dat bani, că nu le-a lipsit absolut nimic. Eu aș veni un pic și să zic așa, că pentru mine surpriza plăcută, foarte plăcută și foarte surprinzătoare, a fost Radu Mușatescu. Da. Deci foarte fain. Cu contrastul dintre titlul România la 35 de ani de tranziție, la care te așteptai să fie o chestie super boring și așa, omul a început frumos. Hope, ce e socialismul, ce e capitalismul, ce e zdrang din tot. Deci pe mine aia m-a surprins foarte plăcut. Dacă ar fi să aleg și cine a avut prezentarea cea mai puțin de succes, nu din cauza lui, a fost aia lui Matei. Dar iarăși nu din cauza lui. De exemplu, cu 2 ani în urmă a avut prima sau a doua cea mai bună prezentare. Dar anul ăsta a fost grea pe de-o parte și pe de altă parte l-a faultat și Tudor, că i-a dat doar o oră jumate din greșeală. În loc să-i dea 2. Și el se pregătise pentru 2, n-a reușit să o termine. Și altfel, da, totuși ce mă rog, le-aș da... Conținutul beton. Conținutul beton, da. Asta zic, nu... Cum să spun, și bine, l-am faultat și eu pe Matei, că la un moment dat i-am pus o întrebare și s-au mai dus 20 de minute cu discuțiile din ce timp avea. Dar, na, ce ar fi să le recomand, cum e, keep it short and sweet. Adică, clar, nu știu dacă în afară de Mihai și Tudor a reușit cineva să-și termine prezentarea, să o ducă până la capăt. S-ar putea și Andreas, dar el n-avea slide-uri. Deci la el e greu de știut dacă a dus-o până la capăt. Iarăși o surpriză foarte plăcută, adică prezentarea lui Andreea s-a fost extrem de engaging. Sunt și teme noi, uite, Rad Topan pe chestia asta cu virtutea, știi ce faci cu problema asta, că nu știu, piața îți dă și prostituție, știi, o discuție grea asta despre cât... limitele, cum să zic, morale ale nu te face atât de virtuos pe cât ai vrea. Na, e o discuție interesantă, el o tot analizează, știi? Cum să zic, nici lumea nu era omogenă, știi, ca și nivel. Chiar dacă am zis nivelul tinerilor, surprinzător cât de bine erau, se mișcă. Erau unii mai sus, da, erau unii care... Și uite, asta lui... Prima oară.
asta lui Matei era mai avansat, așa, mai era o chestie de filozofie a științei, știi? Dar și asta e important, adică cum diferă școala austriacă de mainstream, ca să zic așa. Uite, pe un exemplu dat de Radu Mușătescu, ești într-un sat și vezi că unul are bani, dar ăla fumează, știi? De duș de acolo, trebuie să arată, zicem, trebuie să mai iau și eu de fumat ca să fiu ca ăla. Adică ne lovim de argumentul ăsta cu... Se pune problema să imităm socialism din afară. Din afară e exact problema asta. Păi stai puțin că nemții o duc bine ca omul, nu știu ce, TVA mări sau... Hai să sărim și noi. Dacă ei sar într-un picior, hai să sărim și noi. Da, adică luăm ce e mai prost de acolo. Da. Sau, mă rog, negândit. Da. Uite, o chestie care m-a frapat pe mine a fost că la sfârșit a fost panelul de Q&A cu toți profesorii și cursanții și mi s-a părut că a fost foarte dinamică situația și mă gândesc dacă ar merita să fie ceva de genul ăsta mai des în timpul școlii. Păi nu știu, poate... Este la întrebări și răspunsuri. Este sau unii chiar în timpul prezentării, zic, aveți cum zice Vlad, dacă n-ai înțeles aia, întreabă. Bine, lumea e și inhibată, cum eram și noi că... Da. Păi dacă mă fac de râs, când întreb. Dar vreau să zic, dacă îi putea să faci o chestie de genul ăsta în care oricum toți profesorii sunt acolo și să zici, doamne, la sfârșitul fiecare zile avem, nu știu, cât oră de Q&A generale, pentru că poți să mai lungești, practic, o discuție pe mai multe zile, că îți mai vin idei între timp. Păi nu, dar faci asta, dar o faci la masă, nu faci la masă. Asta, nu, eu voiam, sugestia era să nu fie la masă, tocmai ca să fie, unul înregistrate, doi, ai acces toți oamenii și unii către alții, că așa la masă e adevărat că-s discuții de cafenea, dar trebuie să ai și noroc în viață să aia, stai la masă. Aia ar trebui să înregistrăm discuțiile de la masă, că acolo acolo se cerne mai, greu de... Discuții mai... Bine, și aici s-au discutat, uite, cum e asta lui Vlad cu virtutea, e interesantă, știi? Că se tot aduce obiecția asta. Păi da, dar capitalismul ăia... Da. Sunt imoral, sunt, chiar dacă respecti principiul non-agresiunii, ordinea capitalistă, tot este o felul de chestii ciudate pe acolo. Ți-ți pui problema, e bine, poți să-i facă statul mai virtuos. Da, uite, a fost bucățica aia în care doar din formulare nu s-a înțeles și am întrebat punctual, l-am întrebat pe Vlad Topan dacă asta era. A existat disensiunea aia între capitalismul, în esență, este pașnic pentru că pentru noi este făcut din proprietate privată, schimburi voluntare, și după aia, pentru că aborda din punct de vedere economic, părea că nu și-are locul punctul ăla de servicii agresive, sau cum era, și ideea acolo, eu am înțeles că era, ai putea să-ți calculezi, doar, dacă abordezi doar economic, ai putea să dea că niște agresiuni ar fi bune. Și asta era. Și părea că e o contradicție acolo, între pașnice și după agresive. Acolo era, e vorba de definiția, paradigma definițiilor. Că dacă există definiția în făcutoria, dacă ai calcul monetar, ai capitalism. Și poți să, cu calcul monetar, poți să lucrezi în domeniul asasinilor plătiți, de exemplu. Da, sau când sparte o bancă. Adică, de fapt, ceea ce încerca Vlad să explice e că definiția aia e prea laxă. Da. Mm-hmm. Și probabil a și venit Rothbard după aia să o bată în cuie pe schimburi voluntare. Nu, dar la anumite exemple e clar, știi, în prostituție, nu e agresiune și o chestie pe care majoritatea oamenilor o valorizează ca... fiind rea. Alte exemple nu prea erau, unele erau forțate în sensul că, dacă vorbim de ăștia, de hitman, de nu știu ce, hai să zicem că admiți chiar că e valid contractul, când trece să-l execute, nu mai e, face parte din piață, că e o crimă, n-aș și încălcă principiul în agresiv. Dar la altele merg. Ideea e cum folosim termenul capitalist. Dacă legi, eu nu, de exemplu, nu l-aș lega de calcul, ai capitalist, că noi n-au prețuri. Adică nu m-aș întinde prea mult, pentru că așa devine o chestie, nu știu, criticile socialiștilor, nu știu, egoismul e o trăsătură a capitalismului. Nu, egoismul e o trăsătură a omului, știi, indiferent că e în comunism, de
așa e omul făcut, deci nu e o chestie care ține de instituție, știi? Mm-hmm. Dar majoritatea exemplelor lui erau bune, știi? Majoritatea... Mă rog, critica ar fi că nu ajunge, da, nu ajunge să faci niște calcule. Dar na, tema e... E provocatoare, e și una de sustenabilitatea sistemului, dacă ea sunt praf, sunt vicioși. Și aici poate avea dreptate, Vlad. Adică îți dau sistemul înapoi. Mm-hmm. Deci dacă un om e vicios, va fi atât de nesătul încât vrea mai mult. Deci nu mai. Adică îți încalcă libertatea. Aș vrea da, îți răstoarnă sistemul. Știi? Da, e o discuție. Știi? E o discuție. Bine. Bine, asta se poate întoarce și în favoarea lui, că asta îi ziceam la masă. Dacă tu ai pornit de la ipoteza unui conflict între virtute și libertate, dar poate să nu fie așa, adică libertatea e virtuoasă, faptul că unul vrea abolirea sclaviei, îl pune deasupra unuia căruia e indiferent sau spune chiar că e ok sclavia. Libertatea în sine e virtuoasă, presupune o doză de asta de empatie, îl înțelegi. Ce face socialiștul? Păi vreau să ajut săracii, nu mai contează de unde au bani. Au costă, dar ideea, nuanța asta, eu cred că merită subliniată și s-ar putea să merite să fie un subiect întreg de... pentru școala, unul din alte, celelalte propuneri de subiect pentru altă școală. Da, el ți-ar concede, dar zice adică că e prea puțin. Ca virtut. E prea puțin? Păi da, așa te zice că... Păi și o mai pigmentezi pe altceva. Eu i-a zice, păi domne... Îi pui niște orez, niște legume. Da. Dar asta e carne. Nu, dar știi care e capcana? Să nici nu cer prea mult, știi? Să pară că, nu știu, libertarie nu înseamnă cumva cum... Da, doctrina da. Comunistă pe cere să fii un fel de înger, nu ce așa ceva, știi? De vreau să spun că acea virtute e deja mult. Măcar să e ca aia, aia, domne, ce vrei, doar non-agresiune? Ok, hai să ajungi la non-agresiune și despre câteva mii de ani să ajunge, știi? Nu e așa ușor, știi? Da, sunteți un cult, ce mai există? Da. De mult, ce a fost interesant aici la... E mai mult decât o cafenea, e mai mult decât un seminar, din cauza că ai... Mă rog, ce e bun din fiecare, pentru că ai și un subiect de bază în cursul și poți să sistematizezi informația așa cum o absorbi. În același timp ai și discuții ca de cafenea și poți să răspunzi, că asta mă interesează pe mine, poți să răspunzi punctual unor, mă rog, nelămuriri, obiecții, contra-argumente. Pentru că de multe ori noi ne creăm niște dummies cu care ne batem. Socialistul ciudat care ok, îi descriem noi bine poziția, credem noi. Da, dar dar e foarte haios să poți să răspunzi punctual, decât să caricaturizăm, poate, mereu poziția de stâng. Da, da, o prezint mai clar și mai... Nu, și vezi pe loc care, ca așa omul te întrerupe, știi, te întrerupe și îi zici, stai că lasă-mă să răsuflu, știi. Da. Da. E, cât privește asta, zice că sunt mult mai onești libertarieni de când apare rap-ul la Keynes versus Hayek. Deci care s-a dus cu milioane de vizualizări pe YouTube și i-a întrebat un keynesian, nu știu, Skidelsky sau unul de ăsta mare. Dom'le, ești de acord, a fost deschis și el a zis, da, e deschis să părăi poliția. Ori dacă e invers, nu ai acea senzație, știi, dacă scot niște marxiști ceva despre libertarianism, înțelegi că, nu știu, ori au voie să omoare copii sau da, știi, o să fie niște caricaturi de doare în capul, da. Mai depinde, știi, asta cu omorât copiilor... E o gaură, nu spunem că există drept de a omoră copii. Aici am avut discuții despre copii și drepturile copiilor în precedent, da? O să găsiți tot felul de discuții. Dar na, există o interpretare marginală, limitată, aș spune, a drepturilor părinților asupra copiilor, care e vorba aia și în religie și în aia populară. Eu te-am făcut, eu te omor. Noi nu suntem de acord cu ea și considerăm că nu e neapărat reprezentativă pentru libertarianism. Ăla adică, oricum e un eufemism. Adică e ca și cum mai spune că, domne, comunismul este despre mâncare.
Nu, descoper că nu este. Este și despre tractoare. Bine, la un anumit moment descoper. La un anumit moment descoper că nu mai e despre mâncare, că nu mai e mâncare. Nu, nu, da. Sau e o problemă sistemului. Nu, dar ce aș spune este să iei o poziție din asta marginală, care nu e încă dezvoltată foarte bine, și să spui, da, uite despre asta, asta e reprezentativ pentru curentul filozof. Nu, eu zic că e dezvoltată, bine, mai puține între genii britanieni. Eu zic că s-a cam terminat. Știi cum era, tot au fost spus. Viziunea mare, ai puține intrigi. Da, na, așa am zis și înainte de rău, doar când poate, ziceau aia că s-a terminat totuși și vezi că vin unii cu, na. Eu cred că nu e, uite, din punctul ăsta de vedere, poziția pe copii, nu cred că e formalizată foarte bine pusă la punct, să zicem, pe situația pe care am căzut noi. Da, cu drepturi de tutelă, cu așa și pe dincolo. Da, da. Nu e pusă la punct. E cam la jumătatea drumului. Da, e... Nu, ea e pusă la punct, vorbim de splitul cultural. Zic, asta zic, dar nu poți să tragi, știi, să-i dai libertarianul cu capul de carte și să-i spui, uite ăsta, this is the truth. Dă-i cu ea în cap până intră. Știi de ce mi se pare că ai clivajul ăsta sau măcar lipsa de... Din cauza că e un subiect foarte dur emoțional, adică pretenția libertariană de bază ar fi hai să abordăm lucrurile raționale, pentru că până la urmă așa observ și drepturile naturale, dar mulți oameni nu au răbdare și inima, să zicem, să se gândească la lucruri de astea. Dom'le, despre copii să nu vă aud. Sunt copiii mei, e un subiect super sensibil. Imediat se sperie ca de irațional, da? Se sperie ca și cum ai vrea să faci lucruri rele, când de fapt tu vrei doar să sistematizezi tehnic de ce și practic pe toate părțile, luând o abordare rațională. Și n-ai cu cine să vorbești cu bună una alta, pentru că este acest subiect sensibil, așa cum alții sunt sensibili la nu știu ce plante, animale, da, climă, da, și zici, nu, să nu vă aud. Pentru că e un subiect drag lor. Tu, și în cazul ăsta e natural drag câți copii. Nu, tu ideea e soluție. Uite, când e un caz ăsta în care autoritățile iau copilul, tu zici, da, erau copiii tăi, știi? Da, nu erau ai statului, știi? Adică ai o teorie. Da, asta, știi, asta e iarăși, asta e caricatura din partea libertarienilor. Și de ăștia care vor drepturi mai mari pentru copii, bagă ceilalți, zic, nu, păi ce vrei să vină statul, se bage, faci comunism. Ideea e că n-ai voie să-i faci orice, că na, copilul e, părintele nu e decât un administrator, n-are voie să... niște în front. Dar este nu e proprietar, asta e distinția. Dar este singurul prim administrator. Nu există altul mai tare. Da, bine, de fapt asta e buba. Pentru că în jurul subiectului cu copiilor n-ai cum să rezolvi decât cu o excepție. Trebuie să introduci o excepție undeva. Why? Și nu le place. Why would you say that? Pentru că altfel trebuie să introduci excepție la, deci la copilul e proprietate, trebuie să introduci excepție că atunci când el se apropie, da, și că nu are nevoie de voință. Când așa, nu mai și așa vezi. Introduci excepție că nu e acolo un contract, știi, copilul n-a putut intra într-un contract. Eu mi s-am rezolvat pe asta, e ca la o agresiune. Yes. E ca la o agresiune, nu că i-ai dat viața aia, nu poate fi o agresiune, a fost fără consimțământul lui, e clar. Trebuie să-l aduci într-un punct în care să-ți dea consimțământul. Și dacă tu îi furi unuia, de exemplu, dacă îi fură o pară, da, și ăla după aia cade în prăpastie, nu e ca și cum n-ai furat para respectivă, știi? Sau e para ta, legitim. Au, înțeleg, da. Bine, discuțiile astea, uite, ăsta e avantajul libertarianului, că le fac și mai pe... Bine, acum depinde de libertarian, dar mie mi se pare că... uite... Poți avea o poziție pro-capitalism să vorbești, dar nu știu, creează prosperitate economică. Uite-te la Germania de vest, Germania de est, aia a fost mai săracă, aia mai bogată, Corea de nord și Corea de sud. Dar ai și asta în care iei teme de-astea extreme, unde ai dileme etice și na, le discuți și pe astea. Uneori, da, există și caricaturizare a criticilor. E ca stânga americană când zice, nu știu, ești fascist la orice chestie, ești fascist. Trebuie să zici că ești fascist, la fel și ești cu copii, știi, omul nu te ascultă că faci diferența între administrator și proprietar și copilul e, de fapt,
proprietarul lui. Dacă unul administrează trei case, nu e proprietar. Proprietarul e proprietarul, la fel de și aici, știi? Dar ăla zice, nu, că vin copii și gata, să termină discuția. Adică vrea să te facă în conversație, știi? Nu vrea. Da, nu, da, da, da. Nu vrea. Asta e o chestie interesantă, că vezi des oameni inteligenți care vor să câștige dezbaterea. Da, se practică peste tot. Nu caut adevărul. Da, e o chestie de... slăbiciunea umană, cred că apare și la aia mare, știi, adică ce, da, nu găsești situații în care rău poate să expediază. Mi-e frică că unii nu fac distinția, mie personal, mi-e frică că unii nu fac distinția între am câștigat dezbaterea, ei cred că ăsta e tot jocul, versus hai să vedem un adevăr care se verifică, nu că noi când zicem, da, dom'le, trebuie un principiu care să țină peste tot să se verifice. Păi nu există, mulți o să zică nu există. Eu cred că există. Uite cum ai legi fizice care sunt trei câte sunt. Alea țin peste tot, se verifică și dacă pare că e o excepție, ceva e în plus sau în minus acolo. Nu când ceva se ridică și nu e ținut de gravitație, de fapt e altă forță care învinge o lege care o învinge pe ailaltă. Uite, ăsta crede că poate... Dar principiile rămân. Da, ăsta care te-a făcut poate considera că deține adevărul, dar na, aici e o, și o diferență de... Da, dracu de adevăr, că trebuie să mai stăm puțin, nu vine chiar așa repede, știi? Metodologic. Adică el, dacă l-ai întrebat, nu, domnule, și eu caut adevăr, dar cred că l-a clarificat destul de repede. Da, da, da. Hai să mai vorbim și despre brem. Că, stai, aș zice că chestia asta m-a marcat cel mai mult și abia acum în discuție mi-am dat seama că asta a fost. Cam toți studenții de acolo, inclusiv cei cu care am avut discuții în contradictoriu, făceau dialectică, căutau adevărul, nu era, n-a fost pe dezbatere. Da, nu s-au jucat pe chiar te-am și prins. Chiar și cei care, să zicem că am rămas cu discuțiile nerezolvate, dar tot către un numitor comun vreau să se ducă, nu lucruri care mi se pare care bun e și crucial. De admira, da. Yes, da. De admira că n-aș au format. Na, ești om, te mai enervezi temea asta, dar ideea e că na, și-a format. Hai să vedem că poate greșesc, poate nu știu ce, știi? Da. Adică mai lași un timp, știi, mai te gândești, mai te roade chestia aia, știi? Da, ai îndoieli. Da, da. Voi ați avut vreun moment din ăsta de lămurire, de claritate, de evrica? S-a întâmplat la vreme așa? Acum? Da. Eu cred că mai multe, dar... Dar mă așteptam la ele și nu le-am ștampilat să le țin minte. Ți-ai notat doar minutul? La mine s-au întâmplat două. A fost în timpul unei prezentări când mi-a filat așa o lampă și s-a aprins legată de teoria drepturilor poluare și așa. Și alta a fost într-o discuție cu un cursant care se întâmpla să fie fizician și care mi-a lămurit niște lucruri despre fizica cuantică și așa cum o percepem noi. A fost foarte, foarte binevenit. Da, uite, poți să ai, într-adevăr, și alt fel de discuții. Da, că oamenii au fost super, că mă gândeam acum, știi că n-am făcut și noi un din ăsta să ridice mâna. Oamenii au fost super variați, care unii din domeniul IT, unii din matematică fizică, unii din economie pură, da, filozofi, da, corect, unii sunt la filozofie, alții la psihologie. Nu, ideea e că evenimentul chiar că te pune, că zic ăștia, domne, sunt rebel, sunt antisistem, nu, aici chiar se discută idei antisistem, antistat, deci nu le vezi așa pe toate drumurile. Adică se merită un drum la... Na, nu să iei lumină, dar să iei ceva care seamănă cu lumina. Bine, da, chiar sunt neconvenționale. Chiar sunt... Și vezi niște oameni articulați acolo care știu despre ce... Adică Matei chiar știe chestiile, le știe bine, adică a meditat o viață la ele. Deci... Da. Bine, și mai poți să vii marțea la în București la cafenea. Mm-hmm. Unde mai ai o șansă să discuți lucruri. E a doua șansă. Unde e a doua șansă, da. Marius. Hai să zicem 3-4 cuvinte și despre Marius. L-ați văzut deja la început. Organizatorul, dacă vreți să-l vedeți și cum vorbește, a fost invitat în episodul 98 de la noi, care e pe joapă.
patron, da, critică la globalism. A fost pe Joab. Dar ideea e că Marius e mai mult. Vrei să mai mergi? Zizi. Marius e mai mult de atât. Că uite, în clubul ăsta antiglobalist, na, găsești tot, cred că ești Pompiliu de Clan sau, mă rog, sunt sigur, de fapt, nu cred. La Marius e altceva. Nu e doar să zici trei chestii antiglobaliste pe piață. El chiar merge în... Adică știe din Rothbard, știe chestii de profunzime, de detaliu. Deci om care a mers, a săpat. Și na, e mare lucru pentru unul care are skill-uri antreprenoriale. Că na, era... Uh-huh. Firma lui unde am făcut acolo. Așa. Uh-huh. Aici sunt două diploma de pe care a primit-o. E logo-ul Miză și Casa lui Dochia și Casa Moroșenilor, care sunt unitățile lui de cazare, respectiv restaurație. Și na, pare, e mare lucru, știi? Adică eu n-am văzut să mergi, nu știu, la AOR și Asociația Oamenilor de Afaceri, să vezi că ea discută acolo chestii din droadă, n-au nicio treabă. Ori Marius se duce, știi? Apoi e și ca om, e foarte modest, așa, știi? Foarte... Da, ne scuzi că acum te lăudăm. Adică recunoaște... Să știi că meriți. Adică n-ar avea o problemă să recunoască, nu știu, că Rothbard e mai tare ca el, deci nu... Multă lume mai are probleme de asta, știi? Da. Noi o să ne punem pe drum mai departe, că asta e filmat. În caz că vă întrebați de ce se aud câini și așa, pe suntem într-o curte în Sighișoara, unde ne-am oprit în drum spre București. Vă lăsăm cu un mini interviu cu doi studenți care au avut și întrebări. Și... nu știu ce să zic. Cam asta, da. A fost interesant pentru că exact e o discuție aplicată și vezi direct care era punctul. Poate să schimbe viața unui om. Uite, luăm pe Tom Woods. Deci Tom Woods era la Harvard, om deștept, făcea istorie, bun la șah, bătea pe toată lumea. Cred că l-a bătut și pe bloc. Se duce la un eveniment Mises. Ori viața lui s-a schimbat de acolo. Devine, na... Activist, da. Devine Tom Woods. Da, da, da. Se întâlnește cu Rothbard. Ăla a zis să vorbească cu tu, cu el. Mă rog. Da, dar ideea e că îți poate, adică dacă la anul sau când se mai face evenimentul, dai acolo, dai un... Te înscrii, ca să zic așa, nu știu care sunt parametrele. Îți cere un... Test, ce? Nu da, care bă, e. Nu, un eseu acum. Anul trecut a fost și un interviu, anul ăsta a fost doar pe bază de eseu. Ah, e ca admiterea la serie. Anunțul inevitabil anunțul o să fie pe mises.ro. Da. Dar ideea e că îți poate schimba viața, adică poate acolo îți bate inima la dreapta. La libertarianism, nu la stânga. Te poți regăsi, poate ăla e drumul tău. Da, uite, asta e o chestie care mă miră de multe ori, că așa funcționez eu, mă mir. Așa e omul. Mulți oameni zic, dom'le, avem cu tare problemă, în local, în regional sau în internațional. Și zic, dom'le, ar trebui să existe o soluție. Noi zicem, lucrurile bune nu se fac în multe feluri. Una din soluții potențiale, uite, este ce zicem noi. Respectă drepturile de proprietate, nu o să mai ai conflicte, războaie, sau dacă o să fie, e mult mai clar de tranșat. Și durează mai puțin, cu costuri mai mici, cu mai puține pieze. Don't steal și nu știu ce, don't take. Era o chestie simplă, libertarii, nu-ți redus la... Da, don't take other people's stuff. Da, și don't kiss, sau nu știu cum era, mai știu. Da. Era de pe meme. Și totuși de multe ori oamenii vor, nu-mi place soluția asta, aș vrea să fie ce mi-am imaginat eu deja, dar să funcționeze. Da. Și... Ei, așteaptă, așa e. Da, funcționeze. Da. Maia, te-am întrerupt, Vali. Nu, nimic, îmi dau seama că n-am vorbit deloc de ziua liberă. Ce zic? Și când am fost la memorialul, deci am... Deci chiar e libertarianism acolo, ai libertate? Da, deci a fost o structură, cursuri într-o zi, o zi liberă, cursuri în altă zi. În ziua liberă lumea a făcut cam ce a avut, a fost organizat o drumeție pe munte, o drumeție pe muntele de aproape de acolo. Iarăși n-a fost obligatorie, unii au rămas pânsat, s-au dus, au vizitat așa. Noi am zis că fiind foarte aproape de Sighet, Marmației și
eu nevăzând încă memorialul comunismului de acolo, am zis hai să mergem. Și na. Și am fost fără să mai evaluăm aici. Și am fost, nu, evaluăm, că na, ce să zic. Câteva lucruri care na, rămân interesante de acolo. De, din păcate, per total, am rămas dezamăgit de memorial. Adică mi se pare că se putea mai mult. E prea academic tratat subiectul. Cum să zic, de ce ajunge. Este un muzeu, dar e prea mult text. Da, și asta oarecum, da, bă, ce e, cum să spun, nu te leagă, cum să spun, nu e unitar, adică are momente în care în care te leagă într-adevăr de spiritul vremilor. Nu, de tragedia care s-a întâmplat exact, acolo. Da, vezi la celula, da. Vezi e camera de lucrări de canal, de lucrările la canal. Și vezi acolo o listă aproape interminabilă cu numele de morți, știi, pusă în, și e aproape interminabilă. Aia îți creează o chestie. Vezi celulele în care au murit Iuliu Maniu și unul dintre brătieni. Da, și sunt puse acolo, sunt prezervate. Problema e că îți creează o chestie, un sentiment din ăsta, da, când o vezi pe al Maniu la parter, că e prima. Când ajungi la aia al Brătianu la etajul 3, e identică. Zice ca și cum au tras-o la ok, zici că celula era comunistă. Zici că celula a fost era identică, știi? Da, dar nu se mai creează niciun fel de impact, știi? Aici am unit ălalt. Da, a, okay. Să-i fost puțin diferit. Da, sau măcar drumul până acolo, știi? Să-i fost... A, să-ți creze, nu. Da. Na. E greu. E aceeași problemă pe care au și libertarienii, știi? Pe măsură ce atragi mai mulți artiști, marketeri, deci oameni care se plice mai bine la... Noi suntem doar primul nivel la academic, știi? De unde... Și care livrează credințele, știi? Către... După aia... Și ai vârfuri din astea emoționale, știi? De exemplu, e... povestea cu ultimul guvern legitim al României și deposedarea lui, vorba de generalul Rădescu, e pus acolo o mărturisire frumos, trecută. Și după aia, nu știu, te trece la o chestie super, adică se schimbă tonul mult prea des, știi? Ori pe de-o parte e pe... îți trage de inimă și după aia începe să-ți spună așa, ca de la catedră și se e prea discontinu. Mă rog, da, mai sunt chestii din astea. Altfel, sunt părți în care, da, te lovește. De exemplu, când te apuci, apropo că spunem noi, sau spun eu câteodată, că dacă este apus să numești toate victimele comunismului cu nume și prenume, nu mai termin. Și, na. Chiar se vede că nu termin. Chiar se vede că nu termin, adică, na, sunt pe zidurile alea de afară. Nu știu dacă le-ați văzut. Și în care tu începi acolo pe zidul ăla mic, începi și te uiți la ele și nu știu ce, e deja, presupun că vedeți imaginile că le-am filmat. Și după aia vezi, când zici că s-a terminat zidul, îl vezi și pe la mare dincolo, care e de ce 10 ori mai mare. Bine, da. noi mai aveam și așteptări de astea sefiste de casa diavolului, de să auzi un scârțit de ușă, să auzi un... Eu le-aș fi numit un plus, sincer, dacă te introduceau. Da, adică, e o discuție de ăștia de care fac muzee. Eu am mai fost la... Și un lucru care, uite, de exemplu, deci suntem acum la... Deci, memorialul e un fost penitenciar de la Sighet, da? Și suntem acolo și, nu știu, e ca și cum, deci, eu din ce înțeleg, pentru că n-am văzut și nu pot să răspund, până acolo n-au executat pe nimeni. Versus celălalt muzeu? Versus un muzeu pe care l-am văzut în Lituania, care era în casa din KGB-ului din Vilnius, care te ducea frumos până în piviță și se arăta și unde se întâmplau...
da, nu și care avea și în continuare urmele, adică vezi găuri în pereți, șanțul da, de da, curățare. Da, 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 da. Uite că n-am vrut să fim negativi, dar am fost până la urmă, inclusiv cu dascăle, inclusiv cu muzeu. Altfel, na, e frumos Maramureșul, deci când ieși, ne tot repetăm chestia asta, când ești din Maramureș, parcă intri în regat, parcă nu-i Ardeal, deși este, știi? E, na, interesant, satul ăla e pensiune agroturistică, adică se merită să mergi și în altă. Da. Ai, mai primești și știință la, la pachet, adică mai ai acces la niște oameni inteligenți. Sunt dascăli în ASE, deci oamenii care au ținut, mai cunosc, na, niște oameni interesanți, zic eu. Cine nu vrea să falsifice asta, na, poate să probeze, să asculte, să vadă că e... Aia. Da, și am mai aflat și de alții, de prin alte părți, cum mai există libertarianism și în, și în alte părți. Nu. Da, vedem, poate, sperăm să-i și întâlnim într-un viitor. Life, da. Life, in real life, da, mai să vadă că nu sunt singuri în pustie, exact. Altfel, cam asta e de aici, de la Sighișoara. Pentru Alex Chiriac, Constanța Săvărache, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi. Vă mulțumim pentru atenție. Stat te vrea sclav, asta știați deja. Vă lăsăm cu interviul ăla cu filmat la Brev și noi ne vedem săptămâna viitoare. Suntem aici cu prenumele de jos, Matei și Nikita, care sunt studenți la Brev, au fost studenți la Brev, că s-a încheiat, mai rămâne cina, acum îi ținem de la masă. Deci, spuneți-ne, da, deci, exact, spuneți-ne fiecare cum ați aflat de seminar. Eu am aflat de școala asta Mises, de la cea mai prietenă meu, care este chiar aici la școala Mises. El știa mult mai multe de domeniul economiei decât mine și de școala austriacă și s-a interesat online și a aflat de website-ul Mises România. Și de îndată ce a apărut această oportunitate cu școala de toamnă, mi-a spus și mie și mi-a zis de bursă pe care oferă școala de toamnă Mises și mi-a spus, măi, dacă eu am primit-o, scriești un mail, poate primești și tu. Am fost același lucru, am primit bursă și am fost foarte încântat că am fost început să fie bursă Mises. Și cum ți s-a... Stai, Eu până acum 6 luni nici nu știam de Mises, Rothbard, habar n-aveam, eram complet în întuneric. Auzisem termenul de anarhocapitalism odată, dar eram oricum din start împotriva ideii doar pentru că avea termenul de anarhie în față și nu era ceva mai... Suna haos. Da, suna prea depărtat de mine. Încă e puțin. Dar am aflat de Institutul Mises tot de la un prieten care m-a introdus școlii austriece prin dialog. Am vorbit și mi-a aruncat la pile o problemă economică și etică. Eu eram statist, adică na, că era singurul lucru pe care nu știam ce înțelegeam. Toți am pus. Și na, după încet m-a luat pe filiera asta, ideologică, și mi-a și prezentat Institutul Mises și am zis, da, vin să văd cu mine, îmi place că funcționează. Așa mai am aici. Cum vi s-a părut până acum chestia asta? V-a adus provocări sau mai multă cunoaștere? Mie mi-a plăcut foarte mult. Pot să spun că sunt un mic intelectual, îmi place să vorbesc, îmi place să discut tot felul de idei inovatoare, intrigante și acesta a fost mediul perfect în care puteai să discuți genul ăsta de idei. Oamenii țineau dezbate și susțineau un punct de vedere, dar țineau absolut un punct de vedere și discuția a evoluat natural, fără să fie forțată într-un fel. Și asta mi-a plăcut foarte mult. Și pe lângă asta, prezenta profesorului a ajutat foarte mult. Întotdeauna când ai un expert sau o persoană care are o bibliotecă în spate, e mult mai ușor ca el să-ți oferă o perspectivă, ca să spun, completă a lucrurilor, decât punctul de vedere care s-ar putea să fie implicat în gust. Deci, ca sunt depășit intelectual grav, adică de asta nu e în sensul în care, da, adică e în sensul în care în primul curs m-au luat prin surprindere izmele și eram ok, stai că trebuie să mă concentrez, nu e doar de ascultat lejer. I know how it is. Da, da, da.
E puțin enervant că practic aveți dreptate și teoretic și na, ca sistem etic, axiomele sunt corecte, concluziile sunt corecte, parcă tot nu te simți foarte satisfăcut concluziile, mai degrabă încerci în timp ce îți faci concluziile să rămâi moderat și să spui ok, care e calea de mijloc, încerci să cauți calea de mijloc. Și, dar nu prea există o cale de mijloc dacă vrei să duci cursul logicii până la capăt. Dar în rest, ca exercițiu mental, e super, super mișto, atmosfera e super mișto, chiar mai făcut. De unde ați venit, Peter? Eu sunt Neamț, din Neamț, mă zic, nu aș fi de Neamț. Departe, da. Eu sunt din București, dar am trăit mai multe locuri, și în Chișinău, sunt și basarabean, da, deci am crescut pe ambele maluri ale Bucureștiului, așa la facultate la Cluj, adică am venit. Ah, so very close, man. Da, very. Cum vi s-a părut cazarea, mâncarea, chestiile organizatorice? În general nu sunt un om pretențios, deci dacă primești niște condiții decente, nu plătesc tot în loc. Mai ales că am impuls asta, n-a ieșit nimic la ajunge la dar chiar și dacă ar fi ieșit ceva din buzunar, mi-a fost spun că aș fi fost complet mulțumit. Adică cazarea a fost bună, nu am fost foarte departe deloc unde am simțit toate conversațiile și mâncarea a fost foarte, foarte bună. Adică nimeni nu cred că dacă ar fi primit mâncarea respectivă ar fi comentat. Ai altcineva decât noi. Ai voie să spui când mă rămurești să faci mâncare bună? Ai ți-a dat voie de acasă? Adică chiar nu, la capitolul cu cazare, toate serviciile astea hoteliere, deci nu am avut absolut de comentat. A fost foarte, foarte bun. 10 din 10, chiar condiții foarte bune, mâncare foarte bună, infrastructură, adică nu vii și stai pe rugăciune, doar, adică stai și pe rugăciune. De bine. Da, nu, foarte ok. Da, nu trebuie să-ți pui o rugăciune înainte să... De frică. De frică, da. De frică nu-ți de frică. Da, exact. Poate după aia, nu-ți da. Da, într-adevăr, nu poți să zici că ceva a fost, nu mâncare, de exemplu, nu pot să zici, ba chiar am fost un pic wow, dar mă rog, da. Maybe that's just me, că sunt, Ați avea vreo sugestie de îmbunătățire de făcut ori către Marius Gazda, ori către organizatorii evenimentului? Ceva de schimbat la format sau la... Și nu neapărat ca o critică, cât ca o idee, chestie, poate. Da. Something. Eu sunt de părere că cumva ar trebui să se aducă câteva la studiul caz, dar s-ar putea. Adică, fiind oameni, dacă operăm în mediul ăsta teoretic, îmi pierdem din fire, îmi pierdem din palpabilitate, știți? Și dacă ar mai fi adus un pic niște chestii, nu neapărat practice, nu era să facem ceva, dar niște studii de caz pe care puteam să le vedem erau palpabile, poate era mai ușor pentru noi și un pic mai ușor de digerat cursul. Fie că noi toți cumva avem aceste interese intelectuale, suntem abstrați, ne gândim așa. Un caz concret ar fi fost excelent. Azi la Mihai a fost o grămadă de grafice. Da. Nu știu că în celelalte... Dar în celelalte nu vor celelalte. Mie mi-ar fi frică de un caz pentru că tot timpul ar avea particularități. Da. Și îi zice, păi stai, că acolo ăla s-a uitat nu știu cum. Poate a zis ceva, poate a înjurat, glumesc. Dar ai mereu particularități în cazuri și de asta mi se pare că ar fi greu, dar nu e o contracritică. Da, și mai e și chestia asta de noi cumva mergem pe filozofia asta libertariană, care necesită libertate aproape pură, completă. Bine, cam în nicio țară de-a lungul istoriei nu a existat așa ceva, adică se găsește un caz concret care se lipește perfect cu ceea ce spui tu, s-ar putea să fie extrem de dificil. Ei nu se gândesc. Da. Și da, acum ne-am gândit și ne apucăm. Da. Cred
poate ar trebui să fie mai lungă. Mm-hmm. Adică mai multe încă zile, mai mult de o zi. O săptămână. Da, o săptămână de cursuri, dar zi de zi sau cu niște pauze. Sau să fie doar dimineața și seara mai... Poate să fie combinate, unele zile doar dimineața, unele doar seara, una super maraton grea și să fie un fel de... adică e super mișto, dar dacă nu vin cu niște cunoștințe prealabile, pur economice, ți-e puțin cam greu să ai rampa de lansare, adică dacă ar fi prezentarea întregului, întregii discipline a economiei, o istorie economică, adică o chestie și mai lungă și mai... Crezi că ar trebui să fie un mic reader înainte sau la început să fie... pe care lumea chiar să-l citească, sau în prima zi să existe așa un fel de crash course? Ambele. Corect. The more the better. Adică să pleci de aici și cu niște cunoștințe teoretice, practic. Și să fie investiția nu numai de prezentarea unei paradigme economice, ci a unei viziuni mai largi asupra economiei în sine și a procesului economic. Așa mi s-ar părea și mai mișto. Așa mi se pare super. Nu știu dacă era în sală când am făcut reclamă, ne avem pe canal două cărți, cu două cărți introductive, una Economia pentru Toți, una e Economia într-o lecție, dar care e în vreo 7-8 episoade. Omul a scris o carte întreagă, Henry Hazlitt. Într-o lecție și scurtă, poți să o citești într-o zi. Da. Eu o recomand oricui vrea să înțeleagă. Acolo sunt cam toate conceptele. Vreau să comentez despre crash courses, că trebuie să poți să faci pauză și să-ți imaginezi niște lucruri ca să înțelegi cam ce vrea să zică eventual, să faci niște critici, după aceea mai citești, poate să răspunde la critica aia. Și mie mi-a plăcut, de exemplu, să fac școala de șofer. Domnule, vreau să o fac repede, în două săptămâni, eu vreau repede carnet. Dar după aia trebuie practică și practic și teoria asta, ca să o înțelegi, trebuie să o vizualizezi, practici prin cap, așa zici, dar dacă vă dau eu acum o furtună. Mă rog. Da. La final ați avut ocazia să spuneți o întrebare, da, s-a încheiat cu round table, nu știu, și fiecare a avut o întrebare. O să vă rog să le repetați acum să vedem dacă puteți dă și noi răspuns la ele, cu micile noastre cunoștințe. Asta rog să începem în asta. Bun, deci eu am întrebat, plecând, o să extind puțin întrebarea acum, eu nu am dat contextul, plecasem de la niște fragmente pe care le citisem din operele lui Lenin. Și faptul că una dintre atacurile lui era împotriva naționalismului în sine și numea naționalismul burghez, că era vorba de lupta de clasă care e motivată de dominarea unei națiuni asupra alteia, dacă am înțeles corect, dar era o axă pe care ataca. Și după, în prezentarea despre intervenționism, spunea domnul Mihai Macovei despre faptul că intervenționismul este un predictor al războaielor și la fel și naționalismul agresiv. Și m-am gândit dacă nu cumva naționalismul în sine este incompatibil cu libertarianismul, în sensul în care principiile de cooperare economică sunt... ar fi mai eficiente dacă nu ar exista naționalismul ca idee și că dacă identitatea globală ar fi mai uniformizată, ceea ce nu poți să faci forțat, că ar fi împotriva tuturor ideilor prezentate, ar fi un predictor mai bun pentru în sine aplicarea liberalismului și cooperărilor sociale, că așa ai prejudecăți, na, nu vrei să vinzi ăla de la mai sud sau ăla de la mai nord, lasă-mă gândesc.
deja asta e, dacă este incompatibil naționalismul cu libertarianul. Eu ar trebui ca spus să-ți răspund, dar am nevoie de incompatibilitate, chiar dacă ai oferit una voluntar. Atunci când te gândești la naționalism, înțelegi și existența unui stat, națiune, unui stat național? Sau o separație așa? Da, naționalismul, din câte știu istoric, s-a format oricum prin prisma unui stat. Adică, dacă nu mă înșel, s-a format în perioada Revoluției Franceze și atunci a apărut ideea de naționalism. Eu mă refer, când mă refer la naționalism, mă refer la apartenența identitară psihologică unui grup către un grup etnic. Și nu este neapărat nevoie de un stat bine definit, na, lideri și așa, e tot. Deci am putea să facem și naționalism la București? Păi, e mai mult regionalism, nu știu, dar bucureșteni, de exemplu. Bine, naționalism de stai că ai zis o chestie foarte interesantă. Și acum vreau să văd care e diferența specifică între naționalism și regionalism, așa cum le reprezint. Da. Păi, m-aș gândi că, în primul rând, persoanele cele mai apropiate sunt mai multe nivele, începe de la familie, la comunitate imediată, așa. La oraș, da. Regiune, Guarda. Da, exact. Și după la popor. Așa. Acum, logic, dacă ei urmează specia umană, okay. Dar și când cred că sunt niște probleme acolo. Și dacă vrem să ne separăm de aia care sunt acum pe stația internațională, da, exact. Pământeni și extraterestri. Da. Dar nu că și ei ar putea fi oameni, că colonizăm alte planete. Dar sunt niște... Da, cu Peters nu vorbim. Right? sunt câteva chestii care te unesc separat de regiune cu persoanele de după munte sau de după râu. Și cel puțin în cazul României sunt limba, în mare parte religia și sângele. Ca sânge, în mare parte, suntem asemănători. Nu există niciun popor. Haplogrupul genetic și nu există niciun popor care să aibă, na, dacă îți faci un test ADN, să fie 100%. Nu, no, dar este o asemănare genetică destul de mare încât să poți să găsești asemănări. Yes, yes. Bun. Și ai listat o serie de identități de apartenență. Da. Ok. Și mi s-a părut că oarecum le-ai ierarhizat de la proxim la așa. Bun. Dacă privim libertarianismul strict ca teorie economică și nimic altceva. Ok. Da? E compatibil cu orice. Mm-hmm. Adică tu nu, dacă de exemplu tu nu vrei să le vinzi altora din alt grup identitar, de exemplu tu ești suporter Rapid și nu vrei să vinzi la Steliști, da? E alegerea ta. Nu o să fie neapărat optim, poate din punct de vedere economic, dar la fel de bine ai putea să supraviețuiești pe piață. Adică sunt baruri, da, dedicate pentru fan-cluburile anumitor locale și acolo se duc fanii și supraviețuiesc, le ajunge. Da? Deci din punctul ăsta de vedere aș lărgi puțin ideea și aș spune că libertarianismul nu e incompatibil cu nicio identitate la care vrei să îți declari apartenență sau nu. Și aș spune că nu este nici măcar nu cer o anumită ierarhizare a identităților, pentru că întrebarea ta mi s-a părut implicit că cer să ierarhizezi internaționalismul, care să zicem față că reprezintă de... pământenii, mm-hmm. Da? Față de naționalism. Acum mai sunt câteva flavor. Dacă te uiți doar la Mises, întrebarea pe care urmează să ți-o pun n-are sens. Sau pe care ți-am pus-o deja. Dacă există stat, inclus în conceptul de naționalism, dacă tu ai nevoie de români ca să cristalizezi identitatea asta, doar de zona geografică sau ai nevoie și de o reprezentație fixă, fie ea că e coroana monarhică sau sceptrul președintelui?
dacă, scuze, spune. Asta era și problema mea puțin, am vorbit numai, adică aproape n-am vorbit de o parte, dar și cu completa descentralizare până la cel mai mic punct, tot există un nivel de reprezentare și chiar dacă ar fi chiar și o familie, ea e reprezentată de obicei de tatăl în culturile deci mai estice, sunt mai matriarhale. De, na. Mă rog, e o forță masculină, da. Că este o femeie. Da, exact. Da. Deci există un reprezentat pe care oamenii, eu nu neg și nu cred că nici voi negați faptul că oamenii se așează automat într-o ierarhie. Absolut deloc. Absolut deloc. Deci o reprezentare. You're right. Exact, ok. Deci la nivel local, oamenii se așează într-o ierarhie de reprezentare ca să fie totul mai ok logistic pentru ei, să se simtă că se reprezintă interesele bine. Și na, cu cât mergi mai sus, cu atât e mai greu să fie toată lumea reprezentată corect, dar automat se creează statul. Acum, într-un sistem complet... Nu automat se creează statul. Poți să-ți imaginezi că ai avea un nivel mare. Da. Totuși statul de-a lungul timpului a fost cam impus. Da, da, da. De niște găști. Mare. Dar da, okay, dacă ar fi complet... descentralizat tot poporul român și ar fi doar comunități mici, na, tot poporul român ar fi, n-ar fi un stat unitar, dar uităm faptul că românii au vrut să fie reprezentați împreună, fiindcă au fost ulterior, na, poate să fie foarte multe polemici de... Așa de istorie. Faptul că românii și popoarele naționale au vrut, pentru că probabil a fost spre binele tuturor și economic, cu cât sunt mai mulți, cu atât mai bine, să se așeze și să-și aibă o reprezentare comună, să poată să comunice mai ușor. Au fost și interese geostrategice ale momentului. Da. Tu ce zici de naționalism versus liberalism? Ce aș putea să adaug la ce ai spus tu, e că de multe ori această coalizare a unui popor omogen se face în jurul unei singure persoane, un domnitor, un rege, un împărat. Exact, deci lider. E nevoie și, de o... Da, 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 și de multe ori acest... Dar de multe ori, ceea ce cred eu sau ceea ce am văzut, ceea ce am învățat, este că însuși acest fenomen, unde un lider iese în frunte, duce la cristalizarea organică a unui stat. Și cumva de aia, pot să spun că apare natural statul. Ai poporul, el e descentralizat și după aia ajung să se creeze legături prin caracteristici comune, precum limbă, religie, sânge sau chiar suprafață geografică, după ce se formează aceste legături, apare un lider și de îndată ce acest lider apare, apare și un stat. E, acum, tu ai descris cum pare că merg lucrurile, dacă le-i face tu genul ăsta de cristalizare, cam câte putere ai dat aceste lucruri? Câte ai lăsat pe la tine, așa, să iai în hotărâri pentru viața ta? Păi, întotdeauna, în prima fază, oamenii oferă putere absolute acestui lider. Mare, adică este carismatic, probabil a fost un conducător militar, deci a luptat pentru țară, pentru independența teritoriului geografic. Și deci la început are puteri mari, însă de îndată ce se instaurează o perioadă de pace, oamenii încep să vadă că, băi, individul ăsta cam, cumva, cam sare calul, el trece măsura, comite niște abuzuri de putere. Și atunci, dacă le face. Da. Dar de obicei se face, pentru că tentația e atât de mare încât nu poți să te abții. Da. Și atunci de-abia oamenii încep să spună, băi, nu este un lucru corect, moral, bun, ca o singură persoană să aibă puterea atât de mare asupra noastră. Trebuie să se pară cumva puterea. Dacă ei au dat puterea asta voluntar în mod inițial? Dacă ei au dat puterea asta voluntar în mod inițial și consideră că dânsul merită această putere, nu văd nimic în neregulă. Întrebarea e ce se întâmplă când... Da, da, exact. Când nu mai sunt de acord și o vor înapoi.
Eu vreau să stea cu mâinile în sân. O să zic că, băi, plecați de aici, adică e sfârșirea mea. Să nu stea. Da. Și deci se creează un conflict. Ca să-ți răspund din punctul ăsta de vedere, o să te trimit la un episod de al nostru. Facem, da, când facem unul, ca să nu te trimit la carte direct, acolo e cartea, Manifestul Libertarian, Teoria Contractelor. Da. Și acolo asigură și cum se dă, cum se iese și ce ar trebui să... Sau, și îmi dai pe 1.5x măcar. Da. Acum, pentru tine aș avea un lucru de zis la partea cu... La partea Alexa. Cu... Da, nu e Alexa. Libertarianismul rodbardian. Deci libertarianismul rodbardian nu discută despre granițe. Evident, nu recunoaște statul, nu recunoaște nici granițele. Prin urmare, oricine ar vrea să se aboneze la, că spuneai mai devreme, teritoriul României, oricine ar vrea să vină pe teritoriul României și nu încadă proprietatea cuiva, să ajungă acolo, free to come. Dar chiar poți să ai zone care, geografice, extra, care să zică, vrem să ne lipim și noi. Cumva, la un nivel de administrare. Vrem să reprezentați, vrem să ne lipim la serviciile pe care vi le-ați construit voi aici, dați-ne și nouă, vă plătim cât cereți, de exemplu. Asta ar fi o idee. A doua chestie pe care vreau să o zic era legată de statele care, intervenționismul care cauzează război. Da. Asta e o perspectivă a lui Mises. Dacă te duci cu niște ani înaintea lui, adică el pe de-o parte vedea de jur împrejur numai război. Vedea state intervenționiste, da, care se luau la bătaie. Dar dacă te duci și mai înainte de Mises, de exemplu, am povestit noi recent de Gustav Molinari, un economist care la 1849 e unul dintre primii oameni care emite ideea de serviciile de apărare, fie că ele sunt naționale, personale sau așa, strict din punct de vedere economic, nu are nicio treabă cu morala sau nu știu ce, ca să fie mai bune, trebuie să fie private. Spune așa, dacă nu sunt private, statul le monopolizează și de fapt monopolul statului permite să facă război. Da. Adică e o teorie... Au prea multe arme și le dă mâna. Mises, pe de altă parte, consideră că monopolul statului în acest domeniu e legitim. Așa că el nu o să spună, pentru că avem state, avem războaie. El o să spună, avem intervenționism, se creează angoasă populară, uite de unde apare război. Mă rog, eu pe subiectul ăsta nu ascult, aș zice că mi se pare că dacă oamenii, dacă indivizii își respectă libertatea, deci proprietatea între ei, ei pot să se asocieze pe câte niveluri și mărimi de complexitate vor. Și, de exemplu, dacă vor să aibă niște servicii pe care se coordonează la un nivel pe care noi îl numim astăzi național, ai avea cutare națională. Și alte lucruri în care poate n-ar vrea să fie național, ci ar vrea să fie descentralizat sau să fie împreună cu alții care sunt un pic peste actuale granițe. Vrem să ne apărăm de țânțari pe zona asta unde vin țânțarii, dar pe zonele astea alte ne apărăm de, nu știu ce, plăcuste, whatever. Ca să nu fie tot timpul oamenii răi care atacă. Păi și din privința asta nu înțeleg dacă anarhocapitalismul ar trebui să fie privit ca internaționalist, pentru că dacă unul dintre statele europene, zicem că Franța, devine complet, se dizolvă statul complet, nu prea înțeleg toate mecanismele, dar să zicem, da? Automat ar fi pus în pericol oamenii care trăiesc acolo de existență față de națiunile vecine care sunt formate într-un stat administrativ.
Și dacă ar fi totul privat, să zicem că e o miliție privată sau companie de forță privată. Privat. Mă gândesc că poate chestiile astea funcționa mai mult într-un trecut tehnologic. Acum na, ai sateliți, ai niște chestii foarte scumpe și nevoie de mult capital ca să rămâi la zi. Și un stat organizat logistic prin taxe și impozite și național, da, militar, își permite mai bine să competiționeze cu niște oameni care sunt mai puțin coordonați. Pe lângă asta, deci eu cred că oamenii ar zice, noi avem aceste idei, vrem să fim lăsați în pace pe niște domenii, că nu-ți face nimeni cu forța libertate. Și o să zică, vreau să mă lăsați pe sănătate în pace și ia jucările și pleacă la o firmă privată. Și la un moment dat ar zice, bine, bine, dar cum ne apărăm de ăia care, ia uite ce coordonați sunt, ne descoordonăm pe chestia asta? Păi nu ne descoordonăm, că nu știm încă ce să facem. Dar, dar permitem niște concurență. Voi sunteți în stare, măi, privaților, pentru că clienții vor chestia asta. Da? Și ar putea să apară bucăți private care se coordonează sau ideea ar fi să lași în libertate concurență și să vezi ce se întâmplă. Dacă oamenii până una alta nu știu și zic, bă, ne trebuie o armată coerentă, ai avea în continuare armată coerentă. Ca să nu venim cu eterna contraargument, că și astăzi sunt țări mici care au armată coerentă, dar sunt prea mici. Adică ideea pe care o zice Alex e că să nu cumva să faci concluzie la exemplu de mărimi. Noi suntem și mi-a plăcut că ai zis Franța și că toată lumea zice, că toată lumea zice noi suntem românii și vin rușii peste noi. Dacă vin astăzi, ce o să facem? Iată partea de mărimi. Acum, răspunsul este că în piața liberă nu există garanții. Dacă invadează, mai bune. Da, okay. Dacă invadează Germania, Franța, ok, presupune că nu sunt în NATO, da? Oare s-a mai întâmplat acest lucru, știi? Nu știu. Da, mă rog. Ideea la care încerc să spun este, primii care sunt amenințați sunt aia de la margine. Și ai zice, domne, aia e proprietatea care se încalcă și de asta nu se coordonează lumea. Da, da, pentru aia e un pericol iminent că ei stau cu neamțul la ușă, sau cu rusul peste gard, da? Și trebuie să se apere. Da? Și atunci ar veni problema, dacă vrei să privești din punct de vedere monetar, cât bani ne costă astăzi ca să avem o armată, să fim în NATO, ca să ne apere de neamțul parșit. Da? Și avem un număr. Da? Și după aceea se pune problema economică. Oare s-ar strânge acești bani pe piața liberă? Nu mai discutăm că într-un domeniu concurențial prețul în sine ar tinde să scadă și n-ar fi aceiași bani. Dar să zicem că vă discutăm de aceiași bani, da? Oare s-ar strânge acești bani pe piața liberă? Răspunsul, după ce ne-am certat vreo 3 episoade, că asta e un, e într-adevăr o întrebare, da, care, întrebare se, care se rostogolește, e foarte grea. A fost în felul următor. Și visceral grea. Depinde de următoarei factori. E o ecuație de calcul economic care contează așa, percepția iminenței agresiunii, percepția asupra capacității de a respinge agresiunea a mijlocului pe care îl propunem, da? Răspândită la întreaga populație. Dacă percepția iminenței e mare și credința că se va respinge e mare, se vor strânge bani. Dacă percepția iminenței e mică și credința nu e mare, nu se vor strânge bani. Auzi, fii atent o observație. Deci dacă oamenii sunt, au același sânge și nu știu ce, te aștepți să nu se poarte separat, să zică nu mă interesează, ia de la graniță să se apere. Ei nu sunt ai noștri, uneori sunt bune ai noștri, alteori nu sunt ai bune ai noștri. Și atunci măcar avea o discuție de asta de coerență, mă, suntem și noi o națiune sau nu mai suntem. Da, exact. Adică trebuie să le și pese lor care sunt în cealaltă parte a țării, da. De cei care sunt fix da. Nu, dar e ca la inundație, e ca la inundație, dacă nu le pasă ăstora, păi după aia o să veniți voi la de margine. Uite, noi aici ne uităm, ăștia trec și sunteți voi de margine. Exact, ai putea spune că, păi da, dar ei nu o să-și dea seama de chestia asta.
sau poate că spun să le trezesc sau fac un pariu. Prima națiune care face chestia asta, sau se demantelează și așa, they will find out. Maybe they will find out. Dacă nu-și dau seama destul de repede, maybe they will find out. Dar pe de altă parte, consider că demantelarea statului a fost deja un proiect asumat național. Și că aia care au rămas acolo chiar vor să păstreze libertatea, nu să intre. Hai să zicem așa. Spaniolii din sud și nemții, să zicem așa. Demantelarea monopolului și puterii arbitrare, discreționare. Asta trebuie demantelat. Nu statul care sună bine așa pentru mulți oameni. Suntem de acord că își iau prea multe puteri? Yes. Ok. Do it. Și un alt argument care se mai pune și la care ai aludat, făcut tu aluzie, este că, asta e engleza, e că nu se coordonează. E posibil să nu se coordoneze. Pe de altă parte, avem în piața liberă firme care sunt în mod tradițional competitoare, care biduiesc împreună, fac o cooperativă pentru un contract mare, pe care nu poate să-l ducă singur. Adică există precedentul ăsta. Și uite, la nivel național poate că ar exista. Se face o agenție în Normandia, o agenție în Loire, o agenție în Île-de-France și așa mai departe, până jos la Provence, Comte și așa mai departe, da? Câte o agenție din asta. Și ei știu că sunt asediați din toate părțile, că vine lumea să îi taxeze. Și cine ar avea cel mai mult de pierdut? Chiar ei, că ei acum iau banii de la francezi ca să-i apere. Auzi, de ce rezistă motivația? De unde zici că o facem? O să vedem în funcție de întrebarea mea. Întrebarea mea a fost încă următor. Eu am spus că erou în capitalism este antreprenorul și antreprenorul dorește să își maximizeze profitul. Deci capitalismul pentru a dorește maximizarea profitului. Și după aia am pus întrebarea sau am gândit în felul următor. Există situații în care acest motiv economic, această motivație de a maximiza profitul nu este dăunătoare sau nu duce la cele mai la niște situații de nedorit. Și două exemple pe care le-am dat au fost, în primul rând, în presă, dorința de maximizare a profitului dus la știri false, fake news, care au un tiraj mai mare pe internet, se răspundesc mai repede, primesc mai multe click-uri, deci clar au un profit mai mare, fac mai mult bani o știre din aia decât din adevăr. Și o altă situație și una care m-a interesat pe mine mult mai mult era aceea a sistemului medical, unde toate aceste companii private care operează în sistemul medical și-au creat profiturile în cârca unor boli, de oricare fel, Alzheimer, cancer, autism sau tot felul de boli pe care le cunosc. Și deci cumva s-a cristalizat această idee în capul meu, cum că adevăratul interes al întreprinderilor private din medicină este acela de a te menține suficient de sănătos încât să ai un venit, să ai bani, însă suficient de bolnav încât să vii veșnic la medic, să dai bani, să contribui la prosperitatea, zic așa, a sectorului medical. Și deci, cum ar putea face în așa fel încât să elimini asemenea situații scârboabnice, cum a spus o una din profesorii noștri de la trebuie. Așa, răspunsul ar fi în felul următor. În primul rând, nu e evident că acest comportament ar trebui eliminat. Indiferent de scârbăvnicia lor, eu aici nu sunt în... Eu o să încerc să dau un argument strict economic. Vlad, când vorbește de scârbăvnicia lor, încearcă să dea un argument și moral, care se bazează pe alte chestii. Noi, din punct de vedere al moralității, avem pe etica libertății, care o recomand pentru... E cumva un bun reader pentru ce e etica, ar presupune libertarianismul. De fapt, asta și încearcă acolo Rothbard să facă. De ce aș spune așa? Pentru că, unul la mână, deci, argumentul tău seamănă foarte mult cu argumentul pe care l-am găsit în Mașinăria Libertății la David Friedman, piața greșește.
și pe care noi le-am rezolvat în felul următor. Și nu numai erori de piață, pe care noi le-am rezolvat în felul, și nu noi le-am rezolvat în felul următor, ci a fost, uite că nu mai știu cum îl cheamă, matematicianul ăla, dacă știți filmul cu Russell Crowe, când îi joacă el un matematician care începe să vadă... John Nash. Cu teoria jocurilor, da. Da. Dar în prealabil de teoria jocurilor, a rezolvat un felul următor. A spus așa, că nu este o eroare de piață faptul că fiecare antreprenor încearcă să, sau fiecare jucător încearcă să-și maximizeze șansele de câștig, da, de pe piață. O să intersperseze, dar să trag înapoi la piață, toată ideea. Nu reprezintă o eroare de piață, ci doar o strategie greșită. Ceea ce ar trebui să vrea, este să își maximizeze profitul și în timp. Nimeni nu discută sau nu pare să discute despre de axa temporală. Da? Și adică, domne, ei, cum să spun, tunzi oaia și azi, o tunzi și mâine. Și acum tot zi să-mi spui, păi, da, exact asta fac companiile respective. De acord, dar aici sunt două lucruri. Unu, ele joacă corect jocul ăsta, pentru că interesul lor și interesul din piață nu este să vindece oameni, ci să facă bani. Exact. Da? Trebuie să zic că e o problemă, înțelegi? Nu e o problemă. Da, pentru că... E o problemă că ei să numesc de sănătate. Ar trebui să numească de altceva. Exact. Înțelegi unde bate? De ușurare a bolii. Unde e un preț, poți zici, asta e primul, la revedere până aici, de sub nici un mare. Next. Da. Dar în sănătate, cumva, când faci chestia asta de privatizare sistemului de sănătate, tu cumva spui că tu dai întru totul sănătatea publicului motivație cu fi. Ceea ce nu mi se pare ok, adică astăzi ai un sistem de sănătate care nu prea răspunde. Nu dau sănătatea publicului. Nu dai, păi nu dai sănătatea publicului. Nici nu există sănătatea publicului. Ideea este că există sănătatea tuturor. Sănătatea publică nu există. Discutăm doar despre indivizi. Da? Și tocmai aici e problema. Tu faci o tranzacție cu firma de medicamente. Tu ca individ faci o tranzacție cu firma de medicamente. Ei, da. Poate te minunțe. Problema apare că o faci prin trei intermediari. Da? Da. Ei. Casa de asigurări. Doctorul, casa de asigurări și statul care îți reglementează la toate nivelul. Da, ok. Bun. Problema e așa. Nu te minte ăla că te vindecă. Pentru că dacă te-ar minți, ai putea da în judecată conform reglementărilor în vigoare. Da? Și atunci întrebarea este de unde are consumatorul percepția că va fi vindecat. Și aici seamănă puțin cu o eroare de o inducere în eroare prin omisiune sau prin ascunderea unor fapte. Da? Care e făcută cu siguranță cu concurența statului. Dar să presupunem că n-ar exista asta. Să presupunem că se retrage partea de reglementare. Da? Să presupunem că e o justiție privată. Și atunci, dacă tu ai o justiție privată, te duci și dai în judecată pe Gigel, compania de farmaceutică, care îl dai în judecată și spui, mi-a promis aia. Și judecătorul spune, unde scrie? Okay. Și tu ai un prospect pe care spune exact asta. Și atunci, aia e fraudă. Și ar exista un mod prin care putea combate. Și ar exista într-adevăr un mod prin care putea combate. Într-un fel, practic, el zice din nou pe episodul cu contractele. Da, oarecum. Bine. Dar mai e o chestie pe care încerc să o spun, că asta n-am terminat-o, e faptul că următorul argument de obicei când mergi pe direcția asta e disparitatea de putere. Da, dar compania e mare, are mulți bani și tu ai puțin bani și trebuie acum. Este greu, da. Și trebuie acum a rezolvat dedicat compania pentru malpraxis, să zicem. Exact. Și ți este greu. Da. Și aici ar interveni în mod normal al doilea intermediar și ăsta este răspunsul pe care ți l-au dat și profesorii, dar nu l-au calificat corect. Companiile de asigurări ar avea tot interesul să ia bani de la tine tu fiind sănătos. Da. Da? Și atunci ei ar putea canaliza
un proces mass loss-uri, dacă văd o chestie, o neregulă, o neregulă așa. Dintr-o dată nu mai e doar firma mare, mai e și agenția ta, care e mare, care e mulți care. Da, dar că aș putea să dau o chestie la chestia asta. Presupun că există o competiție, nu ar funcționa și același principiu la bănci, că una dintre slăbiciunile lor e în cazul în care oamenii au mică încredere în bancă, în momentul în care există o încredere mică asupra unui anumit spital privat care face asta, nu o să mai aibă clienți. Așa că și la bănci, în momentul în care există o încredere mică, toți vin să-și retragă banii și practic colapsează banca. Da, practic ai un sistem de reputație care deja astăzi ai o grămadă de sisteme de reputație. Nu ai tot felul de Yelp și Trustpilot și steluțe basically everywhere. Poți să-ți imaginezi o firmă care e în stare să centralizeze toate steluțele astea ca să nu bâșbâi prin internet, mama e. Și exact e ce ai zis tu. Reputația ar fi mult mai importantă și mult mai evidentă. Pe când astăzi ai reputație, dar e mult mai informală. Da. Întrebi, nu știi și tu un doctor bun? Păi de ce? Așa se făcea, se întreba. Da, deci nu ai cum să cauți steluțe pentru că, mă rog, nu e evident cum a primit steluțele alea. Și ai așa o devatură, încă, dar în momentul în care o firmă s-ar ocupa cu reputație, ai avea o chestie și dacă te-ar îmbolnăvi intenționat o spitalele, ai pe lângă că e penal și autoapărare și na, ai avea dreptul să mergi tu să-ți faci dreptatea singur, știi? Da, 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 da. Aproape, da, adică... Da. Dar nu de două, mai mult de două ori. Da. Nu am pus tempo în casă intenționat. Cumva se întâmplă, dar știu că în România noi avem o vizită sistem de stat și e complicată treaba la ai un spital unde ai mai multe boli patogene decât ai la tine acasă. Mai bine stai acasă. Da, da. Dar ce să cumva la mine deciunea asta au venit din ce? Uite că tu ai spus aia cu teoria contractelor foarte bine, dar acolo eu cred că toate lucrurile se curcă în litigi și probe și dovezi. Mai ales în industria farmaceutică. Industria farmaceutică, și sunt mulți care spun asta, și doctori și afaceriști care investesc pe piața bursieră în companii farmaceutice, nu tratează cauza bolii, ci simptomele bolii. Deci cauza rămâne, din nou te îmbolnăvești, dar tu iei pastila aia ca să dispare simptomele. E ca și cum iei o pastilă ca să te răcorească așa un pic. Dar febra din tine încă e acolo. Da. Și eu sunt de părere că într-un caz de genul ăsta, tu n-ai putea să dai în judecată pentru că ar fi ceva de genul... Nu ți-a promis. Fie nu ți-a promis, fie era ceva de genul, dom'le, ai luat pastila? Da. Ți-au trecut simptomele? Da. Apoi nu comenta. Faptul că ți-au apărut din nou, te-ai îmbolnăvit din nou, aia e. Adică... Da, dacă chiar există cazul ăsta pe care tu spui că simptomele sunt tratate și boala... Și boala nu. Și boala persistă, ăsta nu un caz... Poate. Eu nu văd de ce n-ar putea fi demonstrat. Adică dar chiar există astăzi o reclamă care zice că... Am văzut până acum. Păi nici n-ai să vezi, pentru că justiția de stat preclude un asemenea tip de... Am văzut o reclamă la un somnifer care zicea că adorm repede și dormi și bine. Adică nu ca alealte în care doar îți dă knockout, dar de fapt nu dore. Da? Deci poate să ajungă, dacă ai concurență, și de ce n-ai destulă concurență? Ok, poți să ai probleme economice în care trebuie băgat mulți bani, nu știu ce, maybe. Dar suntem siguri că există niște reglementări, niște lanțuri birocratice haioase care durează o grămadă și nu îți permiți, practic îți fac niște super costuri și nu toți îți permiți să intre concurență. Așa ar putea să intre tinctura din jurul neamțului, care chiar și-ar face treaba până la un punct. Ok, nu vorbim de lucruri grave, dar poate are exemplu apărea și pentru lucruri grave. Dacă tu pretinzi o tinctură... resurse? Bașca care eliberează. Dacă o tinctură ți-ar rezolva probleme grave și astăzi știi că nu lasă pe mamaie să vândă chestia aia, că vezi, Doamne, nu e dovedită. Dovedită de cine? Sau de ei? Sau n-are expertiză, mama, e medic. Da. Ai putea foarte bine să-ți imaginezi un sistem în care tu poți să pretinzi chestii, dar ești responsabil. Știi? Nu e snake oil în care îl afuge din oraș și după aia nu-l mai prinzi.
Și aici zici, ok, voi puteți să vindeți orice, dar sunteți responsabili. Asigură-te tu că nu o să se întâmple ceva, că dacă se întâmplă, o să te urmărească. Bun, ia asta. Da, mă uit și la chestii de antreprenoriat și mereu spun că vrei să faci bani pe piață, găsești o problemă pe care trebuie să o rezolvi, rezolvă și vei face bani. Ei bine, acum marile întreprinderi, cum fac? Operează prin sistem cumva ciclic. Creăm problema și după aia noi oferim soluția. Deci e o chestie așa, aici mi se pare mereu interesant să te uiți cum de-au ei puterea să facă chestia asta, să doar sunt nenorociți. Deci tu poți să-ți imaginezi un om care este malefic și zice, hai să creăm o problemă și după aia să vindem rezolvarea. Și el începe să facă chestia aia. Cum de nu îl oprește nimeni, nu-i face nimeni concurență, alt malefic, și te uiți, dar cine, pe cine are el în spate? S-ar putea să aibă o reglementare, și-a făcut un Robin frumos, și are o reglementare în care îi permite să fac chestia asta. Au zis și domnul profesor. S-ar putea să aibă niște imunitate. V-am vândut nu știu ce, mă rog. Seamă de oaie? Da. Dacă a căzut bunicuța, avem imunitate. Nu scoatem cătiile alea. Dar nu vă arătăm studiile. Vi le arătăm peste 75 de ani sau acum all redacted. Ok, great. Yes. O să încheiem cu o întrebare pentru fiecare, dacă mai veniți și la... Eu îmi doresc foarte mult să revin la școala pe și la viitoare, dar nu știu dacă o să-mi permit asta. O să fiu cu facultate și probabil o să fiu plecat. Deci nu știu. Dar dacă pot, da, voi reveni. Ce mai probabil. Adică e vorba de circunstanță, dacă nu știu cazul. Mulțumesc. Thank you. Thank you.